Dacă tu ai sucit data meciului cu prietenii tăi de la RXF și mi-ați băgat și suma aia de să mă jimiți, am băgat și eu mânuși de box și nu am și mânuși de box. De ce nu acceptai mânuși de box? Luscutaru, îi acceptai mânuși de box? În jos, dreapta. Ți-am lăsat pe sus. A, de ce e ceva bun? Auzi? Luscutaru, de ce acceptai mânuși de box și mie nu-mi accepti? Care e faza? Luscutaru mi-e drag, de tine nu prea mi-e drag. Altceva. Dar ce, crezi că mi-e frică sau ce? Că nu înțeleg. Da, pe bune ți-e frică. Mă, frate, sau ce frică? Ești nebun la cap? Bă, nu pot să... Sau ce ți-e frică că nu pot să fac păzmeu. Nu pot să fac păzmeu. Bă, frate, am fost acolo, am vorbit, dar nu înțeleg de ce nu ai venit. Acum mă bași că n-am venit? Păi eram la antrenament când să vin. Păi nu, zic, de ce nu ai semnat așa cum o fi fost? De ce nu ai semnat? Păi ce să semnez? Eu accept toate, eu sunt cârpă, accept toate condițiile voastre. Acceptă mânuși de box, să mai bagi de mâna în buzunar și semnăm. Mă, Eric, se fulu mama. Cum să bai? Bă, bere, dacă nu ți-e frică, acceptă cu mânuși de box și hai să dăm drumul la bătaie. Mă, mi-e frică, tu nu vezi deja 1400 de oameni pe live-ul meu. Mie mi-e frică sau ți-e frică? Băi, fraților, în primul rând, cu mânuși de box, când dai un pumn, îl dai mai, se simte mai ușor. Cu mânuși de box... Că nu mai zgârii, eu știu că ți-e place să mai zgârii, dar eu nu de asta, nu... Frate, pisica de aici, după ecranul ăsta, tu ești. Cum dă mă că zic așa? Da, nu e nicio supărare, bebelușule. Ce să zic, referitor la te-ai supărat mai devreme, că ai zis vorba aia că ești căutat și am zis să vedem dacă mai ești căutat așa și la pârnaie. Îți dorești o bine din lume, chiar îmi doresc să nu faci pârnaie, dar eu ți-am zis o realitate, înțeles? Nu trebuie să... Nu știu cum ai luat totul, ai luat-o iure. Nu, frate, în primul rând eu ar trebui să mă supăr că mi-ai spus, domnule, rezolvă cu ăștia de la RXF. M-am dus și am rezolvat. N-am dormit toată noaptea, m-am dus acolo, ți-am zis cum m-am dus, să rezolv. Și după toate astea sunt eu de vină că ți-am venit ăștia 2000 de euro. Nu sunt frate, de unde să fiu? Ce vrei să fac? Atâta dă la oricine care se bate cu mine, probabil și 1000 de euro, cred că îi dă. Sau... Băi, bebi, noi n-am nicio dușmănie cu tine până la urmă, noi nu avem nimic de împărțit. Eu dacă vreau să intru în RXF, intram pur și simplu că m-am gândit că fac și eu câteva meciuri și pun mâna pe niște bani. Eu dacă accept meciul ăsta pe 2000, în următorul meci peste câteva luni tot 2000 sau 1500, că mi-o arunc așa, vrei banii ăștia, bine, nu, la revedere. Eu n-am cum să pun botul la vrăjelile astea. Nu știu, n-am cum să fac păzmeu și să după aia să fac altceva, înțeles? Să nu mai vin la mes sau... Ce să zic, dacă o înțelegi bine, dacă nu, aia bine. N-am ce, am înțeles-o, tu știi mai bine ce ai de făcut. Fiecare vorbim în dreptul nostru, atâta ți-am spus. Vrei meciul pe 25 ianuarie să mai bagem mâna în buzunar, ce facem pe mânuși de box? Eu n-aveam în calcul asta cu banii să fie plătit, să astea, Nicoia, cine te pun, fratele meu. Eu am crezut că vii pur și simplu să-ți arăți valoarea, să te pui în valoare tu, să vadă toată lumea că nu ești... Scuză-mă că zic... Ia fii atent, că până la urmă spun ce mă interesează cel mai mult. Te pup, Marius Niculescu, te pup. Cât ai vrea să vii să ne batem, când ai tu timp, ai înțeles, la jumătatea lui februarie, așa. Să vii să ne batem și să-mi înregistrezi eu meciul, cum ți-am zis. Să ce să spună cum? Cât aș vrea? Da, cu reguli de box, mânuși de box. Ne batem ca pe stradă, fără mânuși, fără nimic ne batem. Dacă ce face cu filmarea? Nu, pe reguli de box, mânuși de box. Nu mai dați mardel cu mine, băi, Dăchino, nu mai dați mardel cu mine. Când te văd dau smardel, eu așa mă bat, eu nu m-am bătut pe la foc, da? Păi, după aia zic și eu cum mă bat și nu-ți convine, dacă zic și eu cum mă bat. Auzi? Băi, Alexuțule, îți zic și eu cum mă bat după aia și nu-ți convine. Nu e vorba, noi n-avem nimic de împărțit, noi nu trebuie de asta să... Bag, tu n-auzi că nu mă bat cu mânuși de păi bag. Dacă nu te păi asta e, eu ți-am ce s-o stare, spui mie cum te bag. Asta e un motiv de-al tău cu mânuși de box. Nu mă bat, nu merge să stau o repriză, două cu tine pe acolo. Băi, vere, n-avem nimic de împărțit, pur și simplu îmi faci mie plăcerea să-mi filmez meciul ăsta, să am meciul ăsta filmat. Oricând, frate, oricând vrei, tu nu-i problemă. Ai înțeles? Adică ce ai de pierdut? Da. Ți-a tăiat aici acolo. Da, nu mă, doamna. Înțelegi ce ai de pierdut? Că nu înțeleg. Aici e vorba de altceva. Eu nu stau, frate, să-mi pierd timpul cu nimeni. Nu stau, păi ce timp, mă, vere, eu cum i-ai spus tu mie, ei și pe ăștia că sunt buni. Spune-mi tu mie cât vrei
Să-mi filmez și eu meciul, dacă câte eu mi-l filmez și să fac... Eu vin când vrei tu, frate, vin și fără bani, dacă vrei să vin, vin și fără bani. Păi facem da, eu am poziția, eu de ce vreau, auzi? Tu, facem jumate-jumate de meciul la care îl vinzi tu, dacă vrei. Mie nu-mi trebuie bani. Păi vezi, mai vii de acasă, mai vii de acasă acum, altceva, negociem, da? Facem. Hai să facem, că oricum vrea toată lumea să vadă meciul ăsta. Eu nu mă bat cu nimeni, cu, să zic, cu mânuși de box, eu nu mă bat pe box, și mă bat pe un fece, mă bat atât. Bă, vere, vrei să ne umplem de bani, să facem pe bune, să ne luăm câte, cât pe bune, să ne luăm câte 40-50 de mii de căciulă? Hai să facem meciul ăsta pe box. Marius Niculescu, te pup, Marius Niculescu. Vrei să facem bani, hai să facem meciul ăsta pe box, cum ți-am zis, să-l facem cum știu eu, ne negociem și facem amândoi, bara-bara, cum a zis, na? Facem, frate, facem, n-auzi cum facem. Ai înțeles? Fără de-alea de înjoseală, fără, domne, că eu mă bat, că eu fac, că n-avem nicio dușmănie până la urmă. Toată lumea vrea să vadă meciul ăsta, eu nu, pur și simplu am ceva în gât acum cu Eric Sefu, vreau să ne facem noi, ne facem noi, dar în blaua noastră. Da, ne... Ai înțeles? Da, mă, văd, știi, bă, nu a zis nimeni că nici vreun băiat slab, da? Hai, dacă nu ți-e frică, facem meci de box, reguli de box, ne filmăm noi meciul, vindem acolo pe cât îl vindem. Frate, eu nu sunt boxer, bă, fratele meu, bă, nu sunt boxer. Păi stai, mă, nu ești boxior și cum i-ai zis tu mie, ia banii ăștia că sunt buni. Nu poți să ieși și tu două, trei. N-am zis eu, ia banii ăștia că sunt buni. Eu mă așteptam să vii la bătaie, nu să ia banii ăștia că sunt buni. Bă, mă, să facem noi, ce trebuie să mergem la Erikse? Nu întâlnim într-o sală de box. Trebuie să facem vin, dar de ce tocmai atunci, că nu înțeleg. Când tocmai atunci? Tocmai în februarie. Păi bă, bebino, trebuie și mie puțin, însă n-am condiție fizică, mă, vere, nu pot să intru în ring să mă fac de râs. Așa e. Tu acum, tu pe bune, mă bag cu ce, cu ce, e un sac de cartofi. N-am nimic cu tine, să mor eu dacă am ceva cu tine, chiar n-am nimic cu tine. Dar nu știu, habar n-am, nu știu ce să zic. Nu prea știu postul să mă dai la întors cu mine așa, nu prea aia. N-ai mă ce să dau la întors, frate, eu ți-am rezolvat, tu n-ai venit, tu ție nu-ți convine, nu mie nu-mi convine, ție nu-ți convine. Ca idee. Păi nu-mi convine, mă, nici banii, nici că am mutat data meciului, mă, bebiro, mă, ce e așa greu. Păi ce data meciului, păi frate? Păi tu ai stat numai în sală, ia fii atent. Scutarul când ți-a refuzat ție bătaia, de ce a refuzat? Tu n-a zis, păi bebiro, stă numai în sală și m-a luat acum, din scurt. Păi băi, înainte de să înțeleagă toată lumea, înainte să faceți chestiile astea, să provocați, mai întâi antrenați-vă, frate. Păi fă, da. Păi antrenați-vă, frate, că uite, poți zi pe alta meciul. Eu nu mă antrenez, mie mi-e serios, sunt plictisit de sport. Eu nu mă antrenez așa. Nu mai provoca, frate. Da, e adevărat, dar eu în condițiile în care știam că, bă, am timp să mă pregătesc până la sfârșitul februarie. Da, asta nu știu dacă e legal treaba asta, ce să facem noi aici. Și știi foarte clar că eu nu mai mă bat pe stradă, nu mă bat pe astea. Păi nu ne batem vere pe stradă, mergem într-un ring de box, într-o sală de box. Eu, da, dacă e un contract de ăsta semnat și cu toate astea, mă bat. Altfel nu mă bat, frate, eu. Asta am și refuzat să mai mă bat pe stradă pentru că... De bine, ne batem într-un ring de box, te pun Marius Niculescu, mersi frumos. Ne batem într-un ring de box. Cine știe, ne batem degeaba, fii atent, ne batem degeaba să vedem care e mai bun și ne filmăm meciul. Și uite cum ai zis tu, nu sunt rău intenționat, facem bara-bara. Știu, frate, știu, dar asta mi se pare că e decât tot asta, întorsătură de asta, data și atât tot. Sincer zic. Păi e mă, că e vorba și de bani. Ai până la urmă, nu? Știu, dar eu nu sunt Mayweather și tu nu ești Manny Pacquiao, ca idee. M-ai înțeles? Și eu sunt Bebino și tu ești... Tu ești Purice. M-ai înțeles? Deci nu ne știe nimeni, paiurea, cum ar veni. M-ai înțeles? Ce să zic? Să mor, eu vorbesc pe bune, vorbesc serios. Da, nu e cel mai așteptat meci ăsta, să știi. Nu e cel mai așteptat meci, nu? Nu. Am înțeles. Nu e. Păi dacă nu e... Vreau unul mare la fel ca mine, să mă bat numai cu moștrii de ăștia. Ce să zic eu? Era un meci frumos, că luam centura de acolo, de la Târgoviște. Dar dacă centura de la Târgoviște nu mai e antrenată, ce să zic eu? Băi, bebi, nu ai să auzi... Eu sunt greșit cu ceva, ți se pare ție... Păi nu e, că tu ai cumpărat apă plată, ai cumpărat țigările Ferraru. Păi așa e, frate. Mi-a zis, domnule, că am eu blat cu ăștia de la Eric Sefu. Uite, frate, că nu e niciun fel de blat cu Eric Sefu. Vezi că am venit. Păi da, m-ați dat-o la altă rând ca să scăpați de mine, bă. Că știai că ți-a părut că ai acceptat pe regulă de box. Și ce ai zis? Hai să luăm acum din scurs să nu se pregătească. Băi, frate, eu vreau să fac două, trei... Te pun, Marius Niculescu, te pun, mersi frumos. Vreau să fac, eu știu, mai multe meciuri.
Fă mă fere, fă ce meciuri vrei cu mine, ți-am zis ce facem. Vine, întâlnim într-o sală de box, ne batem pe reguli de box, mănuși de box și... Că și așa ești mare, ești, nu te mai bazezi și tu pe tine așa? Bă, frate, dacă eu vă spun și repet, vorbesc în masă acum, care vrea să bată cu mine din interlopi ăștia... Ăștia așa. Eu mă bat full contact, frate. Că mă, îți pare rău că mi-ai acceptat cu mânuși de box, cu reguli de box? Nu îmi pare, bă, frate, rău. Tu, bă, că ție îți pare rău, ești nebun la cap. Nici de-o fi, ce dracu. Da. M-am dus, m-am rugat de oamenii ăia degeaba. N-am ce, asta încerci tu să scoți tu rușine, dar nu merge, frate. Și-a dat seama toată lumea ce-ai făcut, ai înțeles? Am înțeles. Asta e. Ce pot eu să zic? Sper să nu să-mi faci program sau să-mi faci... Băi, Bebino, eu nu încerc cu programe cu de-astea, e una peste alta. Eu n-am nimic cu tine, ai înțeles, că nu ne-am făcut nicio măgărie unul la altul. Eu pur și simplu am o, cum să zic, o provocare, o ceva așa, nu știu care, să vedem care e mai bun dintre noi doi, că să tot vorbește de tine. Care e mai bun dintre noi doi? Vino pe 25 ianuarie, vino și vezi exact care mi-a păi da, mă, și cu mânuși de box dacă vrei pe 25 ianuarie, că mi-a luat un timp de pregătire. Ce așa greu, mă, frate? Ce timp de pregătire, mă, frate? Bă, fii atent, când ți-am acceptat mânușile de MMA, ți le-am acceptat în fair play, că mi-a acceptat pe mânuși de box. Bă, frate, tu n-auzi că eu am semnat contractul, zici că ești nebun, zici că tu ești vedeta și eu mă rog de tine, mă, e nebunit. Eu am semnat contractul, nu l-ai semnat tu, bă, frate. Păi nu e, mă, al meciul, nu e cu altul mai dorit, decât cu mine meciul ăsta. Nu zice ia mânușile în mână și hai să ne batem, da? Te bați cu pumnigoi. Vino, frate, și bate-te cu pumnigoi. Dacă vrei, vin și la tine la sală acolo, faci loc de vreo de contracte cu avocat, cu toate astea și mă bat o pe regulă de mea și cu tine. Sau dacă nu vrei cu astea, mai mă bat cu tine și cu încă unul. Și cu asta bă, asta. Te pup, Marius Niculescu, te pup. Da. Uite pe Marius Niculescu, vezi? L-am făcut fanul tău acum, susținător. Trage tare, Marius Niculescu. Marius Niculescu e un boxer foarte bun, e maestru emerit al sportului. Da. E campionul european. S-a lăsat de sport. Termină cu arfe de-astea de-a lui Mircea Nebunu, că nu-mi place. La 30 termină cu de-astea, că de-astea avea Mircea Nebunu și nu... Vezi de ce vorbești prost de Mircea Nebunu? Păi nu, am zis termină cu arfe de-astea de-a lui Mircea Nebunu. Dai caldelul ăsta al lui Marius Niculescu, ce dracu. Uite asta îți place ție. Băi, te bază mă cu mine cu de box dacă te ține. Valoarea, sau dacă nu, dar să atâta să fac, ce-ai capul ăla? Ce-ai capul ăla atâta ți-l fac, ești nebun? Să bagem mâna în buzunar dacă vrea pe 25 ianuarie, că m-aș gândi cu ăștia 2000, să bagem mâna în buzunar mai adânc. Eu nu zic, frate, mi-am zis, tu n-ai putut măcar să te duci la ăștia, la Eric Sef, să spui, bă, frate, vreau meciul ăsta neapărat, dar mai băgați mâna, eu știu, mai fă ceva sau... Uite, mai băi, cum, dacă m-a luat ca pe cârpă, îți convine bine, nu iară bine? Ce? M-a luat ca pe cârpă, îți convine bine, nu iară bine? Păi dacă vitaminele mele e 2000 de euro, băi, Bebino. Tu crezi că vin să mă bag cu tine, eu vin așa, mănânc fasole cu cartofi și vin să mă bag cu tine? Eu cred că ai vrut să vin să mă bag să mor dacă nu vin într-un ring 100% învingător, că de aia nu vrei să accepti. Urăd de toată Târgoviște. Dacă n-ai atâta capul după meci, atâta ți-l fac, ești nebun? Păi cu cine crezi tu că te bați? Păi atâta capul și... Mă, fii atent cum fac cu tine. Bem amândoi câte o sticlă de whisky și ne bate. Nu beau. Nu bei? Vitamine, nimic, ceva? Eu știu că la voi acolo așa se reține. Beți, mâncați și nu mai vorbi cu de la noi. La ăștia că îi enervez pe ăștia de aici, de la mine. Și aici la noi avem numai indieni. Ne strângem vreo 17 căruțe și venim după acolo, după tine, de te alergăm. E greu, fratele meu. Nu, mă, că nu fac așa ceva cu... Bă, frate, mă, nu știu, o dai din zmardeală, o dai din altceva. Și păi dacă dai cu tu n-ai dat-o cu mine, că te bați cu pumnigoi, că cu tare. Păi și când cu cine o dai așa? Cu cine ai dușmănie? Bă, o dai așa cu cine ai dușmănie? Păi el cum te bați tu? Că așa dacă zici și eu cum mă bat, te super pe mine. Băi, frate, dar parcă aici mi-ai făcut altfel, mustața. Păi dacă a văzut că ai renunțat la meci, te-a luat frizerul de gâscă să mor. Da. Asta e diferența la ea. Pentru că dacă ți-au, ți deconectezi mustața. Purice, ești pisică, ca idee, să fac o scurtă paranteză, ești pisică. Ai și te dai mare în apă mică, băi, băi. Ai crezut că meciul nostru va fi în decembrie și uite că s-a pus meciul mai devreme, pe 25 ianuarie. Nu-ți convine că nu ești pregătit, nu ești alea, nu ești astea.
Lasă-te, frate. Nu îți dorești meciul ăsta cu mine. S-a schimbat. S-a schimbat. Ce meci nu o să-mi doresc eu cu tine? Doreai tu meciul cu mine, veneai pe 25 și cu asta basta. Schimb tu regulile. Vin să mure dacă nu vin, dacă să mai bagă mâna în buzunar un pic și... Acum câteva zile mi-ai spus, domnule, să nu schimb tu regulile. Păi uite și le schimb tu acum. Și trebuie cum înseamnă asta aici. Păi da, le schimb pentru că s-a schimbat data mea. Ai copt-o tu cu ăsta, la Isef, ce să-i facem la nebunul ăsta? Așa stau toată ziua, să mă cer cu oameni de ăștia nebuni pe TikTok și să mă iau cu toată lumea. Dom'le, că ăla mă provoacă și când colo în ziua meciului... Mă, dați-e frică de bătaie, le-ai mai luat pumnii în cap? Accept-o, mă, mânuși de box. Vezi că ești prost? De ce sunt prost? Să mor eu dacă nu ai răcut. Cum să-mi fie, bă, frică, dacă tu cum să zici tu? Accept-o, bă, mânuși de box, dacă vrei să te răcurești. Mie, că auzi, mi-e frică că am mai luat pumnii. Păi eu vreau cu pumnii goi. Păi vezi, păi și eu vreau cu cuțite, mă, să moară mama, dacă nu vreau cu cuțite. Mai joc meciul ăsta și nu o să te mai bagă seama. Păi termină-te, tu îi arzi cu bine, că vrei cu pumnii goi. Eu am o topoare, băi! Păi termină-te, mă, vere, cu astea, tu.